Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Antena 3 Pitești. Iată, ne-am întors după sărbătoarea națională de 1 decembrie, marcată cu emoție și dăruire în toată țara. Și, evident, conștientizăm de la an la an sacrificiul făcut acum 101 ani pentru Marea Unire, un moment de maximă importanță istorică și bine ar fi să ne reamintim totuși de acest moment în fiecare zi prin lucruri mărunte care ne leagă pe noi oamenii de oameni, prin relații de prietenie sincere, prin respect, iubire, bunăvoință și evident, lista poate continua, mai ales că am intrat în luna lui decembrie și da, este acea lună a anului în care se face apel mai mult ca oricând, poate la iertare, dăruire, bucurie, dar toate venite din suflet. Am început așa frumos săptămâna și s-o ținem tot așa, servim și cafeaua cu piper, dar mai înainte vă invităm să urmăriți retrospectiva știrilor din săptămâna care abia s-a încheiat, apoi revenim în direct și stăm de vorbă la ceas aniversar cu doamna profesor Iulia Mielcescu, directorul Colegiului Economic Maria Teiuleanu din Pitești, o școală etalon din județul Argeș. Dana Popescu sunt eu, rămânem împreună la Antena 3 Pitești. Bună dimineața încă o dată tuturor. Știri acum. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la 7 zile în Argeș, retrospectiva săptămânii care s-a încheiat. Grav accident rutier petrecut în Argeș. 4 studenți la Academia de Poliție au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod. 3 dintre ei au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 7 ce leagă Piteștiul de Râmnicu-Vâlcea la Drăganu. Mașina în care se aflau cei patru tineri se angajase în depășirea unei coloane. Din coloană, alt șofer a intenționat să depășească și a acroșat autoturismul, proiectându-l într-un șanț și ulterior într-un cap de pod. 3 dintre tinerii aflați în mașină au ieșit singuri. O a patra victimă, o fată, a rămas captivă și au fost eforturi mari pentru a o scoate din mașină. Dintre cei patru, trei au fost duși la spital. Fata încarcerată a ajuns cu un echipaj de terapie intensivă mobilă. Am fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier petrecut pe drumul național DN7 Pitești, Râmnicu-Vâlcea. Sosit la locul intervenției, am găsit un autoturism în șanț, care era cu patru pasageri, dintre care unul a fost scos de către noi și predat echipajului timp, celelalte predate echipajului IEPA și SAJ. Cei patru tineri sunt studenți la Academia de Poliție din București și mergeau un weekend acasă la unul dintre ei la Sălaj. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Viteza și ploaia au făcut victime pe DN7C. 3 persoane au fost rănite după ce un șofer din Curtea de Argeș a intrat în depășire și s-a lovit frontal de un alt autoturism. Conducătorul auto vinovat a fost transportat la spital cu traumatism la nivelul bazinului. Circulația pe drumul ce leagă Piteștiul de Curtea de Argeș a fost oprită o bună perioadă de timp și mai bine de 2 ore s-a circulat alternativ după ce 2 mașini s-au ciocnit violent, iar una dintre ele a lovit un cap de pod și a căzut într-un șanț. Toate cele 3 persoane din mașină, șoferul, soția și copilul, au avut nevoie de asistență medicală, iar conducătorul auto a fost transportat la spital. O descarcerare între 2 autovehicule pe drumul dinspre Pitești, Curtea de Argeș, rezultând o persoană de sex bărbătesc și un copil de 6 ani, bărbatul suferind traumatisme la nivelul bazinului. Oamenii legii au testat cu aparatul etilotest pe cei 2 conducători auto. Pentru unul dintre ei, rezultatul a ieșit pozitiv. ?005, ce ați consumat? O bere. O bere? Păi nu aveți voie să consumați o bere cu consumat. Localnicii au auzit zgomotul și au ieșit speriați din case. Casa ați auzit bubuitora? Da, da, da. Și cum erau când ați ieșit afară victimele? Erau blocate în mașină, nu reușeau să iasă, decât fetița a reușit să scoată, celelalte persoane n-am reușit să văd. Ați sunat dumneavoastră la 112? Da, eu am sunat, da. Aveau un buler medicinar la gât, avea o fetiță care era doar speriată, așa, panică, soția la fel, dar nu erau. Da, ați auzit zgomot și ați ieșit? Sau? Da, am auzit zgomot și am ieșit. S-a auzit tare? S-a auzit normal.
Ambele mașini au fost serios avariate, iar circulația în zonă s-a desfășurat alternativ până când carosabilul a fost curățat de resturile automobilelor. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor ca în această perioadă, cu vreme capricioasă și precipitații însemnate cantitativ, să circule cu viteză redusă. Un tânăr teribilist de 32 de ani a provocat un accident la mică distanță de sediul poliției municipiului Pitești. Acesta era băut la volan și avea și viteză și la un moment dat nu a mai putut să-și stăpânească bolidul cu care s-a oprit direct într-un gard de beton. Viteza și alcoolul s-au dovedit o combinație extrem de periculoasă pentru un piteștean în vârstă de 32 de ani. Acesta conducea o mașină puternică, la un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a ajuns pe trotuar. Acolo a izbit atât de tare o mașină parcată încât a proiectat-o în gardul de beton al unui club. În timpul impactului, autovehiculul a lovit și un contor de gaze. Totul s-a întâmplat la mică distanță de sediul poliției municipiului Pitești. Un echipaj de pompieri, dar și polițiștii de la biroul rutier aflați în apropiere, au mers la locul evenimentului. Șoferul a refuzat să primească îngrijiri medicale. El a fost nevoit să sufle în etilotest. Avea o concentrație de alcool de 0,75 la mie în aerul expirat. Pe numele său a fost întocmit dosar penal. O femeie de 43 de ani din Curtea de Argeș, proaspăt eliberată din penitenciar, a încercat să-și pună capăt zilelor, aruncându-se în barajul unui lac de acumulare. Doi bărbați au observat-o și au sărit în ajutorul ei. Aceștia au ținut-o la suprafața apei până când au sosit pompierii cu o barcă pneumatică. În anul 2005, femeia și-a ucis concubinul și a fost condamnată la 20 de ani de închisoare. Ea a fost eliberată din penitenciar în luna septembrie, iar cunoscuții spun că după eliberare, femeia nu a putut să se adapteze la viața obișnuită. Acum a ales să meargă pe malul unui baraj din Curtea de Argeș și a sărit în apa rece. Când am ajuns noi, persoana era ajutată de doi cetățeni de a se menține la suprafața apei. Am intervenit cu barca din dotare, cu ambulanța smurt. Persoana este stabilizată, va fi transportată la centrul de primiri urgențe Curtea de Argeș. A vrut să se sinucidă? Posibil tentativă după primele cercetări de suicid. Victima a fost transportată la spitalul din Curtea de Argeș conștientă, dar în stare de hipotermie. Femeia urmează să fie consiliată de un psiholog și ajutată să-și reia viața în libertate. Operațiune dificilă de salvare în județul Argeș. Un cal a fost scos din nămol de către pompieri. Misiunea salvatorilor a fost una dificilă din cauza solului moale. Animalul a fost prins în niște corzi, iar mai apoi a fost tras la mal. Pompierii au intervenit pentru salvarea unui cal scufundat în mâl pe malul râului Argeș, în localitatea Merișani. Animalul a fost zărit de către trecătorii care au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. Din cauza încercărilor repetate de a se salva, calul s-a afundat aproape complet în solul moale. Intervenția a fost una dificilă din cauza terenului nesigur în care chiar și pompierii erau în pericol. Împinge cu lopata, cu că eu am burta până aproape acum. Ia partea lată. Nu mă împinge cu lopata. În ce? Cu lopata în șufă. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru salvarea unui cal în peraza localității Merișani. Am făcut deplasarea cu două autospeciale, o autospecială de lucru cu apă și spumă și un autocamion de intervenție dotat cu troliu. S-a executat dispozitiv specific format din cordițe și butonuri de reflare apei și a fost extras cu ajutorul troliului din cabestanului din dotarea autocamionului de intervenție. După salvarea animalului, acesta a fost predat autorităților locale care au fost prezente la fața locului. Din fericire, după o intervenție de mai bine de 2 ore, animalul a fost salvat. Incendiu devastator mars noaptea pe un câmp din comuna Moșoaia. Mii de baloți au luat foc și au ars. Este vorba despre 2000 de baloți de fân, adică peste 60 de tone de paie care au ars în vâlvătaie. Cel mai probabil cineva a aruncat combustibil direct în fân și a dat foc, iar oamenii legii încearcă acum să identifice persoana care ar fi recurs la acest gest. Mai multe mașini de pompieri au fost solicitate să stingă incendiul. Proprietarii intenționau ca la final de săptămână să ducă acasă baloții de paie. Din păcate, nu au mai putut face acest lucru pentru că cineva le-ar fi pus foc. A venit vecinii din jurul meu, eu eram la masă și mi-a anunțat că arde baloți. Când am venit aici, deja dăduseră ei la pompier telefon. S-au venit pompierii și nu se mai salvează nimic, nu se mai poate salva. Focul era deja cuprins. Ce credeți că s-a întâmplat? O mână criminală.
un criminal, altceva nu. Zvonul că pe câmp a izbucnit un incendiu s-a propagat cu repeziciune în miezul nopții în localitate și cu toate că nu era pericol de extindere, lumea a ajuns repede la locul incendiului. Am dat aici, am dat ajutor, am adus un buldog escalator pentru împrăștierea baloților de fân. Pompierii nu au mai putut salva mare lucru din grămada de baloți. La locul intervenției ne-am deplasat cu 3 autospeciale de lucru cu apă și fumă, precum și o ambulanță zmur. În momentul sosirii la locul evenimentului am constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, arzând o cantitate de aproximativ 60 de tone de fân. Intervenția a fost una foarte dificilă datorită terenului greu accesibil din zonă, precum și distanței mari de alimentare a autospecialelor de la strada principală. Localnicii nu-și explică gestul și nu înțeleg de ce ar fi vrut cineva să-i facă rău acestei familii. Pompierii au deschis propria anchetă, iar polițiștii îl caută acum pe piroman. La Curtea de Argeș a fost inaugurat luni noul complex de natație. Are 2 bazine pentru copii și adulți cu apă încălzită. Proiectul a fost demarat în 2016 și are girul Cameliei Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Complexul de natație așteptat în special de copiii din Curtea de Argeș, care erau nevoiți să facă naveta pentru cursurile de not la Pitești, a fost inaugurat în prezența celebrei notătoare Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Camelia Potec a fost cea care i-a consiliat pe edil și constructori în privința nevoilor la care ar trebui să răspundă un asemenea complex modern de natație. Trebuie să recunosc, primul țăruș bătut aici a fost împreună cu Camelia. Și n-am ce să fac, trebuie să recunosc că toate sfaturile la acest bazin de not sunt primite de la marea noastră campioană, Camelia Potec. Visul meu va fi cu de plin împlinit, să spun așa, când din acest bazin cineva o să-i calce pe urme. Eu sunt mândră de acum 2 ani de zile, pentru că atunci când am venit prima oară aici la Curtea de Argeș și când mi s-a vorbit că se dorește un bazin de not, am simțit că acest lucru va fi posibil curând și iată că după 2 ani de zile putem spune că am venit să văd cum a ieșit. Ceremonia a debutat cu o slujbă de sfințire a apei și clădirii oficiate de un sobor de preoți și diaconi coordonate de părintele Nicolae Arsene de la Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Panglica inaugurală a fost tăiată de 7 copii care practică notul sub coordonarea antrenorului Iuliu Berca. Hai. Bravo. A urmat o demonstrație practică a elevilor din Curtea de Argeș. Primarul Constantin Panțurescu își dorește ca pe lângă bazinul de 25 de metri să construiască și unul de lungime dublă. Complexul de natație deservește toată zona de nord a Argeșului. Președintele și unul dintre vicepreședinții Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România au fost joi la Pitești. Invitați ai Antenei 3 Pitești la subiect de presă, Doru Dinu Glăvan și Mihai Milca s-au întâlnit și cu membrii filialei argeșene a UZPR. De cei 100 de ani de românism se leagă încă un eveniment important. Din 1919 există în România și prima Uniune de Breaslă, Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Pentru că ziaristul sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX a fost în prima linie a luptei pentru unitate. Președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, și vicepreședintele Mihai Milca s-au întâlnit ulterior la sediul redacției Argeșul cu membrii filialei piteștene a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Sub egida centenarului 100 de ani de presă în România, au fost înmânate directorului ziarului Argeșul, Mihai Golescu, o plachetă omagială, o medalie jubiliară și distinția Credință și Loialitate, pentru talent, devoțiune și responsabilitate puse în slujba profesiei de jurnalist. Această diplomă înrămată a fost oferită cu aceeași prețuire colegilor de breaslă Traian Ulmeanu de la Argeșul și Denis Grigorescu de la Jurnal de Argeș. Pentru domnule Golescu, pentru devoțiunea, perseverența, străduința și puterea de a sluji actul jurnalistic și publicistic de-a lungul unei bogate cariere. Domnul Golescu, poate vă bucurați de treaba aceasta. Traian Vasile Ulmeanu, la fel pentru devoțiune, perseverență, străduință, puterea de a sluji actul jurnalistic și publicistic de-a lungul unei bogate cariere. Mulțumesc frumos!
Noi ne-am gândit la Denis Liviu Grigorescu, care o vreme a lucrat și la noi în redacție. Îi felicit din toată inima, îi admir talentul și mai admir ceva. Caută ca orice gazetar să fie ceva deosebit. E gazetar la Jurnalul de Argeș și la Adevărul. La această oră, în România, există 3400 de ziariști profesioniști, membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș continuă apropierea mediului de afaceri argeșan de posibilii investitori străini. De data aceasta, în urma unui parteneriat cu ambasada Vietnam din România, s-a vorbit la Pitești despre posibilele avantaje din punct de vedere economic și turistic pe care o colaborare cu Vietnamul ar putea o aduce Argeșului. Most popular city of Vietnam is Hanoi, Ho Chi Minh City. A fost o întâlnire importantă la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș cu o prezentare inedită din partea Consilierului Economic în cadrul Ambasadei Vietnam din România, Huang Anh Dung. Vorbim despre prezentarea statului asiatic ca fiind oportun pentru investiții, oamenii cu spirit antreprenorial fiind practic invitați să-și deschidă o afacere în diverse domenii. Totodată s-a vorbit și despre creșterea constantă în ultimii 30 de ani a Vietnamului, în toate sectoarele de activitate, mai cu seamă în tehnologie și turism. De aceea, atât reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, cât și oaspeții au considerat oportună o astfel de întâlnire în vederea încheierii unor viitoare parteneriate româno-vietnameze în diverse sectoare de activitate. Am organizat o întâlnire care ne onorează împreună cu Ambasada Vietnamului, Consiliul Economic al Ambasadei Vietnamului, un om care iubește România, de fapt doi oameni care iubesc România foarte mult, și care vor să ne prezinte oportunități legate de relația Vietnam-România, România-Vietnam, din punct de vedere economic, din punct de vedere al resurselor umane și, de ce nu, din punct de vedere turistic. Cred că acest tip de întâlniri sunt benefice pentru a promova relațiile de investiții și afaceri dintre România și Vietnam. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți Vietnamul mai mult prin prisma războiului și nu atât de bine prin performanțele economice. S-a dat startul sărbătorilor de iarnă la Pitești. Miercuri seara, în prezența a mii de piteșteni, a fost aprins iluminatul ornamental și bradul de Crăciun. Luminițe, beculețe de tip LED, șiruri luminoase pe 10 de kilometri și figurine multicolore vor împodobi orașul nostru în perioada atât de frumoasă a sărbătorilor. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi, Doamne, ocrotește-i pe români. După retragerea cu torțe și recitalul fanfarei Argeșul, au fost aprinse luminițele care dau farmecul sărbătorilor de iarnă. 3, 2, 1, domn primar, haideți să aprindem împreună luminile! Odată cu aprinderea iluminatului de sărbători, Piteștul a devenit un oraș de poveste. Mii de luminițe, globulețe și beculețe au fost montate atât în piața primăriei și în centrul orașului, cât și în cartiere. Iar în Pitești, totul este acum o feerie. Piteștenii au asistat apoi la un foc de artificii. Cu mic cu mare, oamenii au fost invitați să se distreze alături de soliști îndrăgiți ai momentului, trupa Vank și Mira and Band. Mie îmi pasă, așa s-a intitulat conferința educațională desfășurată la Pitești și dedicată profesorilor, învățătorilor și părinților care își doresc o implicare activă și de calitate în educația copiilor de astăzi, viitorul de mâine. Inteligența multiplă a fost tema care a deschis conferința și pe care a propus-o într-un mod dinamic reprezentanta Academiei Fastra Kids Pitești. Din dorința de a atrage atenția asupra eventualelor probleme cu care se confruntă educația, dar și în vederea conștientizării pe care îl are rolul profesorului într-o societate în continuă schimbare, Piteștiul a găzduit o nouă conferință educațională. Intitulată Mie îmi pasă, conferința s-a aflat la a doua ediție și a pus accent pe unicitatea copilului și nevoile lui în procesul educativ. Rolul nostru, în primul rând, este să ne conectăm cu copiii, să empatizăm, să le înțelegem nevoile autentic și de acolo, din rolul nostru care este sau ar trebui să fie întâi emoțional, afectiv, pe urmă avem și rolul academic.
Despre inteligența multiplă și conștientizarea profilului intelectual al fiecărui copil în parte a fost tema cu care reprezentanta Academiei Fastrachiți Pitești a deschis conferința educațională. Cum putem să ajutăm pe copii să învețe mai ușor, să fie eficienți și să învețe cu plăcere? De aceea voi aborda teoria inteligențelor multiple a lui Gardner. A cunoaște profilul intelectual, care de inteligență este dominantă a unui copil și eventual a unei clase, mie ca mentor, ca manager de clasă, îmi va fi mult mai ușor să proiectez, dar să și dirigez activitatea de învățare. O învățare eficientă, cu plăcere și de plăcere. Să trecem accentul de pe ce sunt eu, ca și mentor, ca și învățător, ca și dascăl, pe copil, el să fie centrul acțiunilor noastre. Și pentru că cele mai bune schimbări pornesc de la o introspecție personală a celor implicați în procesul de educație, pe viitor se dorește atragerea cât mai multor cadre didactice la astfel de conferințe. Expoziție inedită despre un fenomen care definește identitatea noastră națională. Cu ocazia înființării Cercului de Folclor Adriana Rujan, renumiți meșteri populari din Argeș, premiați la nivel național, au expus zilele trecute la Biblioteca Județeană. Cei prezenți au putut admira diferite obiecte de suflet românesc care pun în valoare spiritualitatea și tradiția populară. Județul nostru se poate mândri cu peste 80 de meșteri populari atestați la nivel național. În anul omagial al satului românesc, Asociația Folcloriștilor Argeșeni Cerădulescu Codin și Cercul de Folclor Adriana Rujan al Universității Pitești, proaspăt înființat în memoria profesoarei Adriana Rujan, 6 meșteri populari au expus în holul Bibliotecii Județene din Nicu Golescu. Am gândit ca în acest an, anul omagial al satului românesc, să realizăm o expoziție etnografică dedicată celor mai reprezentativi meșteri populari, dar totodată să omagiem și un om deosebit pentru cultura tradițională din Argeș și Mușel. Este vorba de doamna profesoară, conferențiară universitar, dr. Adriana Rujan, care ne-a părăsit anul trecut. De aceea, în acest context, alături de domnul prorector al Universității din Pitești, conferențiar universitar, dr. Adrian Sămărescu, am gândit să deschidem Cercul de Folclor, care de astăzi va purta numele doamnei profesoare Adriana Rujan. Meșterii populari care și-au expus munca de-a lungul timpului au beneficiat de filme etnografice și broșuri reprezentative, fiind premiați la nivel național. De altfel, județul Argeș se poate mândri cu adevărată bogăție spirituală și tradițională. Suntem fericiți aici, în această zonă, pentru că avem peste 80 de meșteri atestați, 80 de meșteri populari atestați în diferite domenii de activitate. Aici avem crestături în lemn, avem păpuși, avem fluiere, avem icoane pe sticlă, o gamă reprezentativă, pentru că icoane de vatră, pentru că toți meșterii nu s-au oprit numai linguri, furci tradiționale, nu s-au oprit numai la un anumit obiect etnografic, ci fiecare a vrut să-și diversifice activitatea. Una din calitățile speciale ale meșterului popular o reprezintă acea calitate de a prezenta la târguri și expoziții lucruri legate de autenticitatea locului. După cum vedeți, pe acest panou avem această icoană care nu există decât într-un singur loc în lume, și anume la ușa de la intrare de la Mănăstirea Curtea de Argeș. Un nou succes bifat pentru Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc. Ajuns la cea de-a 14-a ediție și desfășurat sâmbăta trecută la sediul Filarmonicii Pitești, evenimentul a fost primit cu bucurie de iubitorii genului. Juriul a desemnat câștigătoare o tânără din Pitești. Evenimentul organizat de Primăria Pitești și Consiliul Local prin Centrul Cultural Pitești a debutat cu un concurs de interpretare la care au fost admiși după preselecție 6 concurenți. Aceștia au susținut 2 probe, o piesă de muzică lăutărească din repertoriul Zavaidoc fără acompaniament și o piesă de muzică lăutărească veche cu acompaniament. Au urmat recitaluri susținute de ansamblul folcloric de copii Zavaidoc, grupul vocal Zavaidoc și Paul Gheorghe. Juriul a desemnat pe locul al treilea pe Andrada Cârciumaru, în vârstă de 18 ani, din comuna Mărăcineni. Locul al doilea i-a revenit Anei Maria Trandafir, de 20 de ani, din Bascov, iar pe primul loc a fost desemnată Cristiana Pascu, de 22 de ani, din Pitești. Inimioară, inimioară, ce grea boală te topoară. Inimioară,
După festivitatea de premieră a avut loc un recital de excepție susținut de cuplul Ana Maria și Marian Mexicanu. Îndrăgitul Ionel Todorache a încheiat cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc și a fost aplaudat minute în șir de publicul prezent. Și-a vins verde, mărtomes, bătată, bă! Numene, ca să trăiesc, mă-i ciudă că îmbătrânesc și nu mai pot să iubesc. Iubi una, iubi două, iubi 49 și din 49 a rămas numai cu două. Argeșanul Marius Cocean a reprezentat România zilele acestea la campionatul mondial de kickboxing senior WACO Full Contact și Kick Light sub patronajul WACO. Marius Cocean este singurul român prezent la competiție. Dublu medaliat la edițiile anterioare, argeșanul Marius Cocean participă la această competiție mondială ce se desfășoară în Turcia, în Antalya, până pe data de 1 decembrie. Competiția a adunat la start peste 700 de sportivi, iar Marius Cocean este singurul român înscris în competiție. Reprezentanți din 63 de țări își vor demonstra tehnicile în kickboxing în arena sportivă Antalya Sport Hall. Sportivul argeșan este asistat de Robert Ionescu și ținta lui este finala competiției. Marius Cocean a mai luptat în finală în anii anteriori împotriva unui luptător din Germania. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost retrospectiva săptămânii 7 zile în Argeș. Sunt Simona Pămazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți cu bine. Zi frumoasă să aveți! La revedere! Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă pachet Kinder Maxi Mix, 133 de grame și jucărie cadou la doar 27,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, că e clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Piața Firenze face diferența. Sunt foarte încântată de modul de prezentare, de modul în care ești întâmpinat din momentul în care intri și până când pleci, iar de calitate nu mai vorbesc. E altceva, mă simt într-o altă țară, știți, chiar mă simt în Italia. Efectiv, toate cadourile pe care le-am oferit, fiind achiziționate de aici, toți mi-au spus, Doamne, dar îți mulțumim că te-ai gândit la noi, ai venit din Italia tocmai cu acest cadou pentru noi. Piața Firenze. Mulțumim clienților noștri. Vino la Cascada Râușor în sărbătorile de iarnă, Crăciun, Revelion sau Sfântul Ion. Pensiunea și păstrăvăria Cascada Râușor este destinația ideală pentru liniște și relaxare. Suntem gazde perfecte. Vă oferim activități de sezon, minunate tradiții autentice, datini ale zonei noastre. Vă așteptăm cu produse proaspete și păstrăv românesc. Pentru sărbători de poveste, vino la Berevoiești la păstrăvăria Cascada Râușor. Povestea celebrei cofetăriei Mușcelene Iepurașul merge mai departe, acum la Pitești, într-un nou concept. Haute Couture, brandul Maiore by Ciocolateria Iepurașul, provoacă gusturile rafinate prin întoarcerea la materia primă naturală. Făină, cacao neagră, ouă și lapte. Fructele confiate, glazura fără coloranți din piure de fructe, ciocolată cu orez expandat sau cu alune de pădure întregi, ciocolata cu fulgi de cereale, sunt doar marca Maiore. Convingeți-vă gustând prăjiturile proaspete și pralinele din ciocolată belgiană Maiore by Ciocolateria Iepurașul. De 20 de ani în preferințele dumneavoastră.
Star Plaza Bascov. Petreceți o noapte de poveste. De Revelion, restaurantul Star Plaza Bascov vă invită într-o atmosferă exclusivistă, glamour. Te așteptăm cu un festin culinar de excepție în compania unor vedete ale scenei românești. Atmosfera discretă și plăcută va fi întreținută de trupa de dans Destiny. Veți avea parte de momente de magie cu Ionuț Prepeliță, dar și de distracție până în zori cu Gelu Voicu și Taraful, trupa de muzică Etno Hora, Bebe Voina Orchestra. Restaurantul Star Plaza Bascov. Vino să trecem în 2020 cu fast și bucurie! De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere apă minerală microbiologic pură marca Iezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. În clinica lui Estetic Art, medicii specialiști în bine estetica dentară și estetica facială pentru ca dumneavoastră să aveți o înfățișare plăcută, un zâmbet cât mai încrezător, dar și să creați o impresie bună. Profitați acum de noi oferte la clinica lui Estetic Art. Anti-aging, mezoterapie, tratament pentru alopecie, tratament pentru ciarcăne, PRP plus cocktail facial și terapie Dracula plus cocktail facial. Lui Estetic Art. Rezervați-vă dreptul de a profita de cele mai bune servicii estetice și medicale. O experiență vastă în domeniul fashion pe piața de confecții din 2016. Prin intermediul mai multor magazine online, brandul Larissa Fashion a dorit să aducă moda în România la prețuri accesibile. Haine originale, comode, versatile pentru birou sau evenimente office, ori timp liber, evenimente fastuoase sau ieșiri în oraș cu prietenii, la o calitate superioară și prețuri decente. Prin magazinele din galeria Oșan Bradu, dar și din zona nord a Piteștiului, Larissa Fashion este deja un loc de socializare în care te distrezi în evenimente regulate și faci shopping cu plăcere. Larissa Fashion. Ne răsfățăm clientele cu stil. Petrece un Crăciun magic alături de cei dragi și participă la povestea sfârșitului de an într-o atmosferă selectă, cu un meniu rafinat și muzică de cea mai bună calitate. De Crăciun, începând cu ora 19, Daniela Gheorfi și Iosif Mr. Ben vor întreține atmosfera pentru ca sărbătoarea să fie una specială. Iar în noaptea dintre an vei avea o petrecere de neuitat alături de invitații speciali Gypsy Casual, Constantin Lărețu și Iosif Mr. Ben. Rezervări se pot face la numerele de telefon 0723 646 40 sau 0722 306 818. Crăciun și Revelion la restaurant Magic Trivale. Sărbători de poveste. Autoservirea Central de lângă Casa Cărții vă invită la cea mai gustoasă masă de prânz sau cină. Sunt pregătite zilnic de luni până sâmbătă meniuri delicioase din ingrediente proaspete și fără adaosuri nesănătoase. Avem o paletă largă de mâncăruri gătite cu poftă. Zilnic Autoservirea Central pregătește 50 de feluri de mâncare. Meniul zilei la doar 9 lei și 90 de bani. Avem și oferte speciale, o ciorbă la 3 lei și 90 de bani, felul 2 la același preț. Vă invităm să serviți și preparatele specialități: ciolan la cuptor, pulpă și piept de rață, somon și dorada, paste cu fructe de mare, lasagna și paelia. Noi vă oferim o soluție sănătoasă pentru a vă hrăni. Autoservirea Central, ieftin, proaspăt și gustos. Tradiția are gust. 100% carne și condimente naturale, cu asta se mândrește Carmangeria Rehoma, de 26 de ani în Pitești. Rețetele produselor de casă sunt ținute secrete de șef Sorin Dumitru, cel care se mândrește cu cele mai bune mezeluri și cei mai fideli clienți. Le recomandăm pentru că eu le și fac produsele. Sunt produse totul natural. Fiecare produs care îl avem în parte are specificul lui, ta și unculiță țărănească, exact ca la țară. Avem pastramă de porc, care e tot la fel, foarte bună, fără niciun fel de aditiv, fără niciun fel de injectări, cum se procedează la alte magazine. Avem cârnați de casă, uite, cârnați de casă foarte buni, crembuș natural cu brat de vită proaspătă, cine știu, profesioniștii știu ce înseamnă asta. Avem aici ciolan de porc, care e un produs foarte bun și foarte căutat pe piață. Sunt mușchiuleți, tot la fel de porc. Toate sunt afumate cu lemn, nu sunt colorate, nu avem fum lichid cum să bagă și să usucă. Aici tot la fel mușfile, bacon,
Salam de vară, salam de vară, numai carne, numai carne și restul e cu dragoste făcută pentru clienții noștri. De 15 ani de când suntem pe piață, noi căutăm să nu schimbăm rețeta veche care o ținem cu strictețe, cu strictețe. Sătui de mezelurile ieftine, dar sărate și pline de aditivi din supermarketuri, clienții aleg calitatea. Cel puțin 10 ani sunt client acestui magazin, au niște produse extraordinar de bune. Nu am niciun fel de interes să fac reclamă, dar este extraordinar, sunt niște mezeluri ca la mama acasă, stimaților, poftiți și serviți. Povestea carmangeriei de la Pitești a trecut de mult granițele provinciei. Din 94 funcționăm, avem produsele de aceeași calitate cu cele cu care am pornit. Noi respectăm foarte mult clientul și avem grijă să fie foarte mulțumit. Avem foarte mulți clienți din țară, avem clienți din București care vin și cumpără de la noi, care fac comenzi și sunt foarte mulțumiți de produsele noastre. Noi folosim numai condimente naturale. Carnea o luăm de la abator, avem, luăm vită de țară de, să fac achiziții și porcii carcase de porc. Și toate produsele sunt afumate cu lemne. Carmangeria Rehoma acceptă comenzi la domiciliu. Clienții au posibilitatea acum ca pe masa de sărbători să aibă mezelurile pe care și le doresc, pentru că tradiția românilor are gust. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă pachet Kinder Maxi Mix, 133 de grame și jucărie cadou la doar 27,99 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Am revenit în direct la Antena 3 Pitești. Suntem încă sub efectul unui 1 decembrie național de sărbătoare, o zi încărcată de emoție și solemnitate în care peste tot în țară s-au desfășurat acțiuni de paradă impresionante. Tot despre un moment de sărbătoare vorbim și în continuare cu invitata matinală de astăzi, 2 decembrie, la Cafeaua cu Piper. Doamnelor și domnilor, acum 120 de ani, dezvoltarea economică a orașului Pitești a impus primele încercări de înființare a unei școli comerciale, iar numele Maria Teiuleanu a jucat un rol important, rol de care beneficiem și astăzi prin Colegiul Economic Maria Teiuleanu din Pitești, o școală etalon a județului Argeș. La acest aniversar, stimați telespectatori, vă propun să stăm de vorbă cu directorul colegiului, doamna profesoară Iulia Mielcescu, pe care o salut chiar acum. Bună dimineața, stimată doamnă, și bine ați venit în studioul nostru la o cafea cu piper. Bine v-am găsit, bună dimineața tuturor și tuturor invitaților dumneavoastră. Sunt bucuroasă că mă aflu aici și să vorbesc de un acest subiect drag mie. Iată, anul 2019, într-adevăr, este un an important, un an aniversar în care ați marcat acest moment extraordinar, 120 de ani de la înființarea Colegiului Economic. Înainte de a ne spune cum ați marcat până la urmă acest moment frumos, spuneți-ne câteva cuvinte despre istoricul acestui colegiu. De exemplu, cine a fost patroana spirituală Maria Teiuleanu? De unde a pornit povestea? Oh, e o poveste foarte, foarte frumoasă și foarte emoționantă, pentru că Maria Teiuleanu este un om pe care puțini l-ar întrece astăzi sau ar fi în stare să facă ce a făcut Maria Teiuleanu. În urmă cu 120 de ani, Maria Teiuleanu, o boieroaică, de fapt asta a fost ea, o boieroaică. Oameni cu stare de atunci. Exact, da? Exact. Dar cu o inimă extraordinară, generoasă și frântă, să vă spun, la un moment dat, pentru că la 27 de ani atât avea fiul ei, unicul fiu, a murit. Răpus de o boală cruntă și atunci erau boli, da, incurabile. Și
student la Paris a fost, deci un băiat eminent. E mare durere să un unicul copil să-l vezi că nu mai e lângă tine. Și ce s-a gândit? A donat o jumătate din averea ei învățământului. Păi cine ar putea să facă lucrul ăsta astăzi? Bineînțeles, a făcut un act de donație pe care noi îl avem și a avut câteva dorințe pe care încet, încet am încercat să le împlinim. Și am să vi le spun. Deci, în primul rând, a dorit ca această instituție de învățământ să aibă copii care să studieze bunele maniere, gospodăria, pentru că, de fapt, la început a fost școală de fete. După aceea, să învețe copiii contabilitate. Păi, la liceul economic se învață contabilitate. Gospodăria, o să vedeți că avem multe preparate făcute de copiii noștri și am să vă spun mai târziu care sunt domeniile noastre de activitate. Contabilitate, am spus, dreptul, matematica, limbile străine. Bineînțeles, toate acestea se studiază la Colegiul Economiei Maria Teiuleanu. Deci aici a fost un punct împlinit. Apoi, ca acest așezământ, zic eu, de cultură, să poarte numele ei. N-a fost cam greu atunci, pentru că lumea nu înțelegea de ce Colegiul Economic și atât, sau Maria Teiuleanu și atât. Nu, și eu mereu am spus, domne, trebuie neapărat să facem legătura între Colegiul Economic Maria Teiuleanu, pentru că asta a însemnat acest colegiu economic, Maria Teiuleanu. Ea, datorită ei, suntem acolo. S-a împlinit și acest al doilea punct. Bineînțeles, avem grijă de cavoul familiei și în fiecare an profesorul de religie, însoțit de copii, de elevii noștri, așa cu mult suflet, se duc, fac curățenie la mormântul Mariei Teiuleanu, se duc cu colivă, cu covrigi, cu, acum este perioada postului, vin lunări, deci într-adevăr creștinește avem grijă de acest... Așadar le vorbiți elevilor și astăzi, iată, la 120 de ani despre Maria Teiuleanu. Neapărat, deci ei trebuie să știe unde învață. Și deci am împlinit și acest lucru. Și a mai rămas o singură dorință pe care cu bună voința și cu sufletul mare al părinților am început să demarăm această împlinire a dorinței. Spunea așa, în fiecare an să fie recompensate elevele care au situație precară, dar sunt foarte bune la învățătură. Și atunci am spus, bun, haideți să vorbim cu Asociația Părinților, pentru că noi altfel nu avem resurse, deci nu există o altă posibilitate. Și dumnealor au spus, da, suntem bucuroși să facem lucrul ăsta. Și la început am spus măcar un singur elev, un singur elev care să aibă, să învețe foarte bine, da, cea mai mare medie din școală. Dacă vor fi doi, mă rog, vom vedea. Și acum, în momentele acestea, se derulează această activitate, pentru că aș vrea ca până la urmă, până în final, să reușim să împlinim toate dorințele Mariei Teiuleanu, care a fost foarte generoasă, un om extraordinar. Iată că până la urmă nu promovați doar factorul academic, ci și generozitatea pe care a avut-o. Este important de altfel, nu? Să meargă mai departe și să fie un model de urmat pentru generațiile următoare. Da, da. Și de fiecare dată facem lucrul ăsta să dăinuiască în timp. Deci le spunem copiilor noștri, eu le spun mereu copii, așa îi simt ca niște copii, deși sunt elevi mari, nu mai sunt de gimnaziu. Și bineînțeles,
celor care sunt dascălilor. E vorba de profesorii tineri. Fiecare când intră în liceu trebuie neapărat să cunoască istoricul liceului nostru. Sigur că da. Spuneți-mi, vă rog, cum ați marcat momentul aniversar de 120 de ani? Ce activități s-au realizat și ce anume ați vrut să scoateți în evidență? În primul rând, v-am spus și am să pornesc de la acest fapt, pentru că mi se pare esențial. Elevii au fost la cimitir cu domnul profesor, s-au întors de acolo și în holul liceului, acolo unde este și bustul Mariei Tăiuleanu, am făcut o pomenire a Mariei Tăiuleanu, a familiei ei, dar nu numai atât. Eu țin tare mult și la profesorii care au pus temelia învățământului economic acolo în liceul nostru. Și atunci de fiecare dată, la acest moment aniversar, vreau să-i pomenim. Și facem lucrul acesta pentru profesorii care au trecut la cele veșnice. După aceea începe sărbătoarea, dar mai întâi acest moment pios așa pentru cei care au fost și care ne-au dăruit. Găsesc că este extraordinar acest lucru. Da. Apoi, sigur, primirea invitațiilor cu pâine și sare. Avem, fiecare a primit câte un clopoțel în care este consemnat anul și, bineînțeles, ce aniversăm 120 de ani. Pâinea cu sare, normal, trebuie neapărat toată lumea să o guste pe bine. Neapărat. Și apoi, invitații noștri sunt rugați să ne viziteze școala, pentru că aici, în fiecare clasă în parte, copiii noștri au desfășurat niște activități. Trebuie să vă spun, este sărbătoare și am spus de fiecare dată la ceas aniversar și în aceste momente, e sfârșit de decembrie, trebuie să îi facem pe copii să simtă, să fie mai buni. Și atunci ei de acasă aduc pachetele, mici pachetele, fiecare ce are, da, de ce se îndură, așa, ca să facem surprize copiilor care n-au această posibilitate. Și le zicem fie la biserică, fie la căminele de copii, uneori și la noi în școală am mai avut niște probleme de acest gen și am ajutat pe elevii noștri. Într-o altă clasă a fost o doamnă profesoară cu mâini nemaipomenite de aur, da? De aur, am spus, Mariana Tudor. Au aranjat și au făcut decorațiuni de Crăciun alături de elevii noștri. De altfel, o mică paranteză, tot ce avem în localul din eroilor, tablourile și tot felul de aplice, sunt făcute de copii alături de doamna profesoară. Într-o altă sală, am spus, domne, nu se poate, trebuie să marcăm cumva și faptul că suntem români. Și două profesoare, chiar trei profesoare, așa cu suflet mare, îi învață pe elevi, nu neapărat fete, să coasă. Pentru că cred că s-au uitat cum să facă acele obiecte mititele. Dar care este impactul elevilor către acest lucru? Vor, știți, da? Cum sunt... ei cer să fie alături de doamna profesoară și să vadă cum se coase, cum era odată când făceam noi lucru manual când eram eu copil pe etamină. Da. Și fac tot felul, 1 decembrie, au făcut un calendar, au făcut tot felul de podoabe de Crăciun. Îi fac și pentru alte ocazii, 1 martie, scriu, foarte frumos este. De asemenea, ce să vă mai spun, și aici trebuie să mă apropii un pic de ce suntem noi ca și colegiu. Avem de ani de zile, din 2003, avem
participări la târgurile naționale, regionale, naționale și, bineînțeles, la târgurile internaționale ale filmelor de exercițiu. Și aici, așa, cu sufletul mare, mereu așa îi spun, sufletul acestei activități, Mădălina Stancu, am reușit să ne prezentăm, nu bine, extraordinar de bine, pentru că în holul liceului avem două vitrine mari de tot. Tot holul este plin de cupe. Cupe pe care copiii noștri, elevii noștri le-au câștigat în concursurile internaționale ale filmelor de exercițiu. Și pentru a nu pierde, iată, detalii cât mai importante, spuneți-ne, vă rog, care este profilul actual al școlii? Și, iată, educația, economia, într-adevăr, sunt domenii cheie către viitor. Care este interesul pe care îl aveți în ziua de astăzi? Trebuie să vă spun că unii copii de-ai noștri, unii elevi de-ai noștri, se îndreaptă și către alte domenii, dar majoritatea lor vor să vină economiști, vor să devină de economiști, vor să lucreze în tot ce înseamnă economia națională. Și pornesc de la copiii care sunt în liceu și avem trei domenii de bază cu care, deci, avem economic și da. Copiii vor ieși tehnician, ca așa se numește, în activități economice, cei care sunt cu contabilitate, așa știu părinții. Și aici cea mai mare afluență este a copiilor. După aceea, tehnician în administrație. După aceea avem comerțul, deci comerțul este loc de frunte. Turism și alimentație. Ei bine, pe acest domeniu, turism și alimentație, pregătim și copii pentru școala profesională de 3 ani, învățământul profesional de 3 ani. La început sunt cam reticenți părinții să-i îndrume pe copii în acest domeniu. Dar după ce văd ce iese din mâna copiilor și, în mod special, alimentație publică, ei vor fi cei de la liceu tehnician în gastronomie și tehnician în turism, dar cei de la profesională, de la învățământ profesional, vor fi cei care urmează gastronomia. Asta înseamnă, deci alimentația publică, asta înseamnă ospătar, chelner, vânzător în alimentație publică și comerț. E bine, în această zi de sărbătoare, un punct cheie a fost vizitarea cu degustare a unei expoziții culinare, în care, dacă îi vedeați pe copii cât de abil și cât de cu toată inima au fost alături de doamnele profesoare și să vedeți ce platouri frumoase au făcut, preparatele pe care o parte dintre ele au fost făcute de ei, sunt minunate. E bine și pentru tine acasă, de multe ori încercam și eu. Artă, da. Exact, doamna profesoară, învățați-mă și pe mine și cum să aranjez o masă. Și, da. De asemenea, avem proiecte. Avem proiecte europene, deci în 9 ani de zile, deci în urmă cu 9 ani de zile, de atunci până acum, avem 10 proiecte europene la care copiii noștri au participat. Participă, sigur. Da. De altfel, vă puteți mândri și cu o fostă absolventă, iată, a Colegiului Economic, Maria Teuleanu, care astăzi are o carieră extraordinară, un om implicat, da? Să vorba despre Simona Bucura Oprescu. Da, Simona, eu așa îi zic, Simona, draga mea, pentru că Simona a fost un elev foarte similitor, foarte harnic. Deci copilul ăsta, mă uit la ea, este Dita Mai, omul în societate, că ne reprezintă acolo, exact, în Parlament, da, așa? Și o văd micuță acolo, cum era ea tot timpul în prima bancă, a fost în prima bancă, mereu cu mâna pe sus, tot timpul să răspundă la întrebări, dar să pună foarte multe întrebări. Curiozitatea, iată, până la urmă, da, deschide alte oportunități. Da, 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 o iubesc din toată inima și, de fapt, să știți că avem mulți copii care au ajuns bine acolo sus în viață, cu care ne mândrim.
Doamna director, pe final de emisiune aș vrea să ne spuneți, vă rog, dacă există ceva anume, nu știu, ceva ce repetați de fiecare dată elevilor și devine ca o amprentă personală și chiar așa ar vrea să încheiem. Imaginați-vă că sunt în fața noastră elevii, ce le spuneți, ce le repetați de fapt de fiecare dată? Dragii mei copii, să nu uitați niciodată că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani din viața voastră. Și încă ceva, ceva ce vă spun mereu, mereu, și o să aveți, o să-mi dați dreptate mai târziu. Păstrați-vă cuvântul dat. Eu țin extraordinar de mult la cuvânt. Doamna director Iulia Mielceanu, iată, directorul instituției Colegiului Economic Maria Mielcescu, da. Cer scuze, da? Colegiului Economic Maria Tulenu, vă mulțumesc pentru prezență și vă dorim mult succes. Mulțumesc mult de tot și pentru că suntem în prag de sărbători, vă urez tuturor și telespectatorilor dumneavoastră sărbători fericite și multă, 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 multă sănătate, sănătate cu carul. La mulți ani! Doamnelor!